Răpire, copiii mei. Profeție primită de Jesus Rules pe 25 aprilie 2021. Copiii mei, mântuirea voastră este pe punctul de a deveni realitate. Mulți dintre voi ați primit darurile mele și vise și viziuni ca să-i pregătiți pe oamenii mei pentru acea zi mare și teribilă. Pentru voi va fi o zi de mare fericire, dar pentru aceia ai căror copii vor fi îndepărtați, luați brusc, va fi extrem de devastator. Biserica Căldicică, care privește spre tradițiile omului și predică prosperitate și nu-i condamnă pe membrii ei să se întoarcă de la păcatele lor, va fi lăsată în urmă să îndure necazul cel mare. Mulți creștini primesc vaccinul, li se spune că nu este semnul fiarei, că viețile lor se vor întoarce la normal și că eu nu voi veni decât după necazul cel mare și că voi trebuie să suferiți cum am suferit eu pe cruce. Singurul lucru pe care îl uită ei sunt copiii. Eu nu voi permite ca cei mici să fie vătămați. De aceea trebuie să îi îndepărtez pe ei înainte să cadă judecățile mele, împreună cu cei credincioși ai mei, care și-au ținut lămpile pline, având încredere în mine cu toată inima lor. De aceea a scris Matei că dacă cineva face pe unul din acești micuți care cred în mine să păcătuiască, ar fi fost mai bine pentru el să îi se atârne decât o piatră mare de moară. Matei 18:6. Eu am spus, cei care se smeresc precum copiii mici vor fi mari în împărăția cerului. Deci vă întreb, sunteți gata să deveniți un copil, gata de răpire într-o clipită de ochi? Yeshua HaMashiach, Iisus, Mesia.